Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, întrunit la finele săptămânii trecute la Suceava, a fost și cel al definirii unui statut al polițistului local. Acesta ar urma să stabilească în mod clar care sunt atribuțiile lui, dar și ce drepturi are. Un alt subiect important este și vârsta de pensionare pentru un polițist local. Poliția Națională are vârsta de pensionare undeva la 50 de ani. Poliția locală nu are așa ceva. Nu este chestiune doar de eficiență, ci este și una de imagine. Să știți că imaginea, percepția pentru societate este foarte importantă. O persoană la 60 ceva de ani, în care, din fericire, foarte mult se țin foarte bine și chiar pot să onoreze funcția pe care o ocupă, din nefericire avem și cazuri în care la 60 și ceva de ani persoane nu prea sunt în zona în care să genereze încredere. O să vezi o persoană care are vizibile dificultăți fizice îmbrăcată în uniformă, cred că e o chestiune pe care trebuie să o evităm. Edilii șefi ai municipiilor din România, membrii ai AMR, susțin că proiectul de modificare a prevederilor legii de funcționare a poliției locale ar trebui să corecteze o serie de probleme cu care structura se confruntă încă de la apariția ei, dar și altele apărute pe parcurs. A fost primar care a spus, domnule, renunțăm la poliția locală, pentru că, sigur, fiind mai vechi în funcție, știu cum s-a făcut această lege a poliției locale, le-am bătut vreo 2 ani de zile în Asociația Municipiilor din România pe această lege și când s-a dat legea, a făcut un funcționar din sertar și nu s-a ținut cont niciun amendament. O parte, ce este rău, se întâmplă în oraș și dă vina pe primar. În același timp, ordinea la poliția municipală trebuie să treacă la poliția locală. Circulația rutieră trebuie să treacă la poliția locală. Deci astăzi atribuțiile sunt foarte neclare. Când se întâmplă ceva rău în oraș, e responsabil primarul. Deci trebuie îmbunătățit de clar că ne trebuie o nouă lege a poliției locale. Asociația Municipiilor din România numără 109 membri, fiind vorba despre toate municipiile din țară plus cele 6 sectoare ale capitalei.